Iustina a aflat de mine de la fosta lui, după ce fosta lui a avut treabă cu fostul meu. Pentru că te-a căutat. Te-am aflat razant, adică ți-am auzit numele la mai mult. Păi da, de la ea și foarte funny a fost că eu de tine am aflat de la el, după ce ne-am reîmpăcat. O să fac ceea ce am făcut de când mă știu, adică nu o să ascult niciodată de gura lumii și o să fac exact ceea ce simt. Și asta mă face foarte fericită și împlinită, adică uitați-vă puțin la mine. Da, noi chiar ne-am cunoscut pentru că foștii noștri s-au cunoscut cumva. Are bunica vorba aia, că balta e plină de pești, efectiv, frate. Dacă nu mai merge ceva, de ce să rămâi în căcatul ăla? Treci mai departe, mănâncă alt căcat, dar măcar să aibă alt gust. Respect atât de mult ceea ce faci tu. Serios? Pur și simplu, asta cred. Cred că lasă-mă pe mine să iau, îmi place că ești așa de implicat în ceea ce faci. Pui suflet. Hai, ne apucăm de treabă! Da. Treabă. Ce trebuie să fac? Eu n-am mai făcut asta niciodată. Stai drept. Aproape, să stau drept. Nu, stai drept. Nici ceva ce-ți mă arilu și... Nu, oh, fuck, stai, este primul lucru pe care își mesele, dar crede că eu ce trebuie să fac când zici tu? Hei, da! Și zic, oh, stai, frate, de ce ai pornit lângă mine așa? Hei, ceva ce-ți mă... Am mă sperie. Hei, ceva ce-ți... Acesta este un vlog de tip Q&A unde vă răspund la... Unde vă răspund la toate curiozitățile voastre, eu și cu Iustin. Cum se țin cuplurile la cameră? Așa, asta. Astăzi vom răspunde curiozităților voastre care au venit după scurtmetrajul vlog pe care l-am făcut întâlnirea. În primul rând vreau să vă mulțumim pentru toate mesajele pe care le-am primit, pentru toată atenția care a fost asupra proiectului. Dacă este legat de viața reală, nu doar că povestită în filmul meu propriu, mai e proiect? Nu mai e proiect, a fost un film de scurtmetraj despre o poveste care e mai greu să spui așa două, trei cuvinte, trebuie să faci ceva cu imagine, să implici oamenii. Cum faci să faci chestia asta așa din amintiri? Faci un film de scurtmetraj. Pentru că așa fac toți oamenii normali. Da, pentru că au fost foarte multe comentarii, foarte multe mesaje pe care le-am primit. Cred că au fost mii de mesaje pe care le-am primit după întâlnire. În continuare, am mai vorbit cu voi zilele acestea pe Instagram. Mă simt ca atunci când m-am apucat de YouTube și îmi puneam Instagram. Pe Instagram! Da, o să vă lăsăm aici Instagramurile noastre, pentru că, practic, povestea noastră continuă pe Instagram. O să mai continue și pe YouTube, pentru că o să facem tot felul de chestii mișto împreună. Trebuie să mă relaxez cu tine la cameră, doamne! Nu știu că de obicei sunt singură când filmez și acum e destul de complicat, că spune la cameră. Nu, te înțeleg, drag. Justin! Pentru Justin este prima oară când este în fața camerei, adică fața camerei la vlog. Și este prima oară, practic, când își arată viața personală pe tot online-ul. Total diferit față okay. De viața de artist de pe scenă. De asta o să răspundem la foarte multe întrebări astăzi. Și ca de obicei știți că o să fim fără perdea, adică chiar o să răspundem exact așa cum e treaba. Da, sunt mai mare. Cu întrebarea asta o să începem cu ce vârstă are Iustin, pentru că cred că asta a fost una dintre cele mai populare întrebări de pe Instagram și de pe YouTube. Nu are sub 25 de ani, are 31. Am dat tot afară din casă după ce păstrasem treaba asta doar între noi câteva luni de zile. E destul de greu să văd oamenii cum disecă ceva frumos care a pornit din interior, dar nu a fost planificat, eu habar n-aveam că tu faci YouTube. Știu că unii zic că parcă ar fi așa scriptat, că parcă n-avea cum se întâmple, nici de cum. Este o poveste frumoasă care chiar s-a întâmplat. Tot ce s-a întâmplat în întâlnirea chiar este, spun așa, o experiență din viața mea pe care am vrut să o proiectez. Da. Într-un video, dar în același timp, pe lângă că este în fața oamenilor și e pentru oameni, este și pentru mine. Se pare că e foarte important când îți pui amprenta ta asupra lucrurilor lui, pentru că îți rămâne și ție peste ani și ani. De la motivația asta am pornit când a trebuit să atingem subiectul delicat, nu numai al felului care noi ne-am întâlnit, ci și a trecutului puțin mai dificil. Cu alte cuvinte, oamenii au fost foarte mirați și așa cumva dați peste cap de faptul că da, noi chiar ne-am cunoscut pentru că foștii noștri s-au cunoscut cumva. Sâmburele situației, da. Cam ăsta. Dar cam filme. Am spus filmul Closer. Iar începem cu replici din întâlnirea. Deci acum începem cu prima întrebare, care practic este asta. Dacă chiar tot ce s-a întâmplat în întâlnirea, wow, chiar este real tot ce s-a întâmplat? Sau ați făcut un scenariu? Sau... Nu, chiar asta a fost povestea. Foștii noștri chiar s-au cunoscut? După care noi chiar ne-am cunoscut la rândul nostru și ne-am dat seama că, hei, dragoste veții. Foarte multe discuții când a venit vorba de cum facem acest scenariu pentru întâlnirea, în care eu ziceam, păi, stai puțin că povestea este asta, de ce trebuie să implicăm și pe noi și pe foștii? Adică... În momentul în care eu am dat fosta mea relație în fața oamenilor, nu aș fi putut să trec așa cu tractorul peste, știi, și să nu spun nimic de asta, pentru că cumva, într-o oarecare măsură, oamenii vor explicații, știi, că nu poți să lași oamenii cu ochii în soare și să treci mai departe. Și am înțeles această parte și cumva am îmbrățișat-o pentru că face parte din tot ce ești. Nu putem ignora elefantul din cameră, dragă. Au fost de asemenea și mai multe întrebări, tip, cum ai putut să treci atât de repede peste cineva? Cum poți să treci
într-o altă relație de repede și cum poți să-ți găsești dragostea din nou și așa mai departe, când la un moment dat spuneai că simți ceva pentru o persoană chiar recent. O să spun foarte pe scurt, ca să închei odată capitolul ăsta, pusesem un mesaj și pe Instagram destul de lung zilele trecute legate de subiectul ăsta. Totul este într-o continuă schimbare și timpul mereu mie mi-a fost una mentor, ca să spun așa, adică nu am vrut vreo secundă să mă agăț de ceea ce simțeam la un moment dat. Asta am făcut atunci când mi-am reluat fosta relație, deci după ce am fost despărțit, am reluat-o pentru o scurtă perioadă de timp, pur și simplu ca să-mi dau seama că eram mai mult blocată în amintirile cu acea persoană și în trecutul nostru și nu în persoana respectivă. Poți să fii despărțit de o persoană pentru mai mult timp, să crezi că o vrei înapoi și în momentul în care reiei tot, să-ți dai seama că nu se mai pupă deloc ceea ce credeai tu că o să fie cu ceea ce este. În același timp, nu am vrut să fiu deloc blocat în ideea că lasă că o să fie bine, lasă că o să treacă timpul. Nu, dacă nu este bine, eu sunt și foarte impulsivă. Dacă la mine nu e bine, trec de obicei cu tractorul peste. A fost cumva un plus că fix în perioada aia ne-am întâlnit și noi. Adică, pentru că da, fix în perioada aia ne-am cunoscut și noi. Sincronizare perfectă. Pentru fetele care se uită și probabil, nu știu, poate nu pot să tragă de vreun fost sau că mai primi genul ăsta de întrebări. Cred că e bine să mai guști măcar o dată din ceea ce crezi că o să te facă fericită, ca apoi să-ți tragi propriile concluzii. Și nu trebuie să luați exemplul meu asta exulească de pe net, că până la urmă eu voi vedeți un material video de la mine. Nu aveți cum să știți trăirile mele. Exemplul viu trebuie să fiți chiar voi. Oamenii diferiți, situațiile diferite și doar voi știți exact ce o să vă facă pe voi fericite. Dacă vreți să rămâneți cu fostul vostru, superb, duceți-vă, faceți 5 copii. La mine nu a fost așa. Fiecare decide pentru el, nimeni nu trebuie judecat, nu mai justific în fața nimănui, au mai fost mesaje gen, oh my god, de ce ai făcut asta sau... Nu știu, oameni care mai judecă aiurea și mi se pare așa tembel, adică pe bune, that's my fucking life, adică fac exact ceea ce vreau eu. Că nu o să ascult niciodată de gura lumii și o să fac exact ceea ce simt și asta mă face foarte fericită și împlinită, adică uite-vă puțin la mine. Țineți minte, cea mai bună fereație o face gura lumii. Poți crește alături de o persoană, dar să stai seama pur și simplu că voi ca adulți nu mai puteți fi funcționali. Și treaba trebuie oprită. Am transpirat, zic că să vezi 5 respirații. Zi. Tu ai și baftă foarte mult în viața asta. Un capitol închis a fost de când ne despărțisem noi de prima oară. Practic atunci de fapt s-a încheiat capitolul. Altă întrebare este dacă am fost înșelată. Nu a fost vorba de a fi înșelată. Când ne-am despărțit, fiecare a făcut ce a vrut. Adică Iustina a aflat de mine de la fosta lui, după ce fosta lui a avut treabă cu fostul meu. Pentru că te-a căutat. Te-am aflat razant, adică ți-am auzit numele la mai mult. Păi da, de la ea și foarte funny a fost că eu de tine am aflat de la el după ce ne-am reîmpăcat. Lasă-mă că sunt femeie și mie îmi plac chestiile astea, mie îmi plac controversele astea. Încă o întrebare destul de controversată a fost dacă ei doi au rămas împreună. Nu, noi suntem singurii din toată ecuația asta care am continuat viața împreună mai departe. În rest, toate sunt spuse și apuse. Altă întrebare a fost dacă întâlnirea începe cu secvența cu ei doi. Cineva da. M-a întrebat dacă ei chiar sunt ei doi. Nu. Aceia au fost niște actori. Nu puteam să... Asta ar fi... Bine, eu cred că aș fi făcut-o pentru că sunt destul de tâmpită, dar e bine că eu aș fi chemat. Deci cât de cool ar fi fost să-i sunăm și să fim cel... Hei, vreți să știți? Facem o chestie. Și aia a fost probabil singura parte așa mai regizată, deși... Na, că au fost actori, dar în rest, practic, povestea este reală. Când a fost vorba de filmare, practic, eu am scris dialogul și împreună am discutat cadrele și cumva... Am vrut să fie ceva foarte linear. Acele bilețele chiar au fost bilețele pe care le-am scris? A, da, bilețele din video chiar sunt bilețele scrise. Da. Sunt acelea din starea respectivă. După pandemie, trăiți-vă viața, pentru că altfel nu o să trageți niciodată genul ăsta de experiențe asupra voastră. Iar băieți, faceți lucruri frumoase pentru domnișoare, faceți lucruri romantice. De ce nu? Da, dacă pot spun ceva de Iustin, este că este o reală poveste, adică de când l-am cunoscut pe omul ăsta. Și pe care nu știu cum am trăit viața până să te cunosc pe tine. Unde găsim toate piesele lui Iustin? Pentru că în întâlnirea, în afară de prima piesă, toate au fost făcute de el. Toate piesele sunt făcute de mine, toate felurile de piesele sunt înregistrate de mine, de la voce până la instrument. Instrumente. Tobe, bas, chitară, piano. În acel lucru vorbește. Uitați-mă cât de mult m-am schimbat eu în perioada aceea. Nu mai eram aproape nimic din ce am fost. În scurt timp pe Instagram-ul meu, așa că stay tuned, o să pun probabil că o să pun prima oară piesa aia care vă place cel mai mult și facem și un videoclip. Am un canal de YouTube de care știți? Nu. Pe Instagram. Instagram-ul meu. Dar nu o să pun la iubita mea pe Instagram-ul lui. Nu, o să fie și la mine pe Instagram. O să facă reclamă, că mă iubește. Te așa bate inima. Vor fi toate pe Instagram, o să apară săptămânal și o să tot apară și piese noi la care o să facem videoclipuri și o să facem un proiect foarte drăguț cu asta. E un artist așa mai underground, așa că nu o să găsiți oriunde piesele lui. Deci tu le faci, doamne, ești un geniu muzical, promovează-te! Deci nu-i place să vorbească despre el, nu e așa narcisist ca mine.
cum a reacționat fostul tău la această nouă relație? După 3 ani de relație rămâi cu omul într-o relație foarte ok, că nu ești un ghiolban ca să te înjuri după aia pe stradă, adică... Deci totul este foarte ok, am știut să fim oameni. Și asta cu reacția, cu siguranță că a văzut, dar acum nu mi-a și scris, nu știu, că probabil i-a plăcut așa vizual. În rest, probabil am spus că sunt nebună și cum nu știe cum cineva ar putea să trăiască lângă mine. Mi se pare foarte interesant la noi este că am simțit un amalgam de sentimente înainte să-l văd. Adică noi prin faptul că am vorbit pe contul ăla fals înainte atâta, deja a generat sentimente reale și foarte puternice, dar într-un fel foarte organic. Ce-am simțit fiecare atunci când ne-am văzut live, wow, acolo a dat mâncare de pește. Că ea nu voia să intre în locația unde am dat datele, coordonatele. Voiam să fiu așa foarte cool să intru, să fiu mamă, eu să mă vadă ăsta, să vadă ce mișto sunt, numai că nu eram efectiv pișată pe mine mai preomânește când am ajuns acolo în fața galeriei unde mă așteptam. Era 11 noaptea, oamenii închideau, ei se uitau așa la mine și da, sigur o să vină persoana care zici tu că vine acum 3 ore. Când l-am văzut, țin minte că mi-au dat doar lacrimile, am început să tremur și aproape că am avut un atac de panică. Știu, mi-a dat niște prosecco care m-a și amețit după, adică a fost tot un haos total. Da, numai că de înainte să te văd, am știut că te iubesc, pur și simplu. Adică în timp ce vorbeam, am simțit că încep să am emoții reale pentru tine. Când înainte să mă așez la masă lângă tine, te-am simțit exact așa cum imaginam că o să te simt. Colectiv nei-nei. Wow, super. Ești timp de ore de chitară? Justin predă ore de chitară, pian, bas, tobe. Justin este și profesor. Adică... da, predau lecții de chitară, bas, tobe, pian, producție muzicală. Este și profesor. Și lucrez și cu copii cu nevoi speciale, unde predau chitar, bas, pian, tobe. A, da, uite, o chestie care mi s-a părut foarte interesantă este că Justin lucrează cu copii cu nevoi speciale. Fac un fel de terapie muzicală, unde noi învățăm să trecem peste greutăți, dezvoltându-ne latura artistică care permite o reintegrare de fapt în societate, care pe alte căi nu este posibilă. Adică indiferent de dizabilitate, tu poți susține un concept, transformând dizabilitățile în abilități. Oh, Doamne, ești adorabil, jur! La câte instrumente gândi? Chitară clasică, chitară acustică, chitară electrică, bas, pian, tobe, instrumente de percuție diverse, mandolină, muzicuță, drâmbă este foarte important, este un instrument clasic românesc chiar. Hai să cânti și alta e să compui. Gândirea pe care trebuie să o ai când creezi ceva de la zero, când compui. Trebuie să fii atent să nu copiezi, trebuie să fii atent să, dacă eventual te inspiri să aduci un omagiu. Trebuie să ai inspirație, trebuie să ai o muză, iată. Justin e într-o trupă, ai fost în trupe? Am fost în trupe. Nu mai sunt în trupă. Mai sunt într-o trupă, încerc să fac un proiect cu fratele meu, dar este așa pentru sufletul nostru numai. Momentan o să mă concentrez pe compus și pe proiectul ăsta muzical. Mă concentrez pe mine și pe inspirația pe care mi-o dă cineva. Chiar crezi că e o idee bună să vă mutați din prima împreună? Pentru că noi, practic... Hai să fim foarte sinceri. De când ne-am mutat împreună? Efectiv, cred că de prima oară când am ajuns acasă, de atunci ne-am mutat împreună. Asta a fost gen la 2 săptămâni. Dar n-am mai putut să dorm acasă. Da, deci au trecut 2 săptămâni. Și n-am mai vrut. Și ne-am mutat împreună. Adică, dar a venit foarte natural. Plus, noi puteam stăm unul fără celălalt. Și nu, n-am sărit în pat direct unul cu celălalt. A fost așa, și acolo a fost o poveste pe care nu putem să vă spunem, dar a fost o poveste. Trebuie să fii pregătit să treci peste toate momentele, greutățile care apar atunci când te muți împreună și dacă treci peste cu succes, parfumul să fie perfect. Să fii într-o relație înseamnă că ai o echipă cu persoana respectivă. Înseamnă că îți împarți timpul și spațiul tău cu cealaltă persoană și trebuie să-ți dorești să faci asta, trebuie să poți să faci asta. Și dacă ți împarți viața și sufletul cu cineva, trebuie să poți să ți împarți și camera și apartamentul și mâncarea. Mi-ai dat pantaloni ca să mergem la yoga. O să mai faceți proiecte de genul împreună? Da. Vrem să, adică pentru că amândoi practic suntem artiști și suntem foarte creativi. Doamne, de-abia aștept. Vrem să fructificăm asta. Deci de-abia aștept, nu știu ce să facem mai întâi. Love you, community. Adică o să ne arătăm cu totul, bine, acum nu arătăm chiar tot, ar fi ciudat și ne-ar închide și ăsta canalul. Cum de-ai ales să fii cu cineva care este mai mare ca tine cu atâția ani? Nu vorbiți despre vârstă, vârsta la sfârșit. Dar nu este un lucru pe care trebuie să ți se cred, dar nu este un lucru care trebuie să defilezi din prima, pentru că dă culoare conversației, discuției și interacțiunii. Încă altfel interacționezi cu, știi că persoana este cu câțiva ani mai mare sau mai mică. Nu m-aș mai fi văzut cu cineva apropiat de vârsta mea. Nu poți să știi asta dinainte. Nu ai cum să zici, bă, gata, de acum nu mai vreau să mă văd cu oameni care sunt mai mari decât mine. Și hodorong, tronc, vine cineva care nu-ți spune vârsta și care rezonezi. Contează foarte puțin. Ai știut cine sunt înainte să mă cunoști? Nu.
Nu, am nici când a intrat pe ușă, eram... Nu știu. Am auzit de tine înainte, da, dar asta mi-a dat seama mult, la mult timp după. Am mai fost o întrebare de ce am ales să-i scriu de pe un cont fals și nu de pe contul meu personal. Ca și chestia cu vârsta. De ce să-ți... De ce să dai toate informațiile, că după aia nu mai este interacțiune autentică. Și cumva nu voiam să te bag de pe contul meu oficial, unde vedeai că, wow, persoană publică și alte chestii. Pentru că nu voiam ca asta să mă reprezinte. Am preferat să nu știi deloc cine sunt. Știi? Adică, știi, înainte să ne vedem, n-a știut, n-a văzut nicio poză. Mi s-a părut foarte special așa între noi, că s-a pus accent foarte mult pe ceea ce am discutat și ceea ce s-a înfiripat așa ca și sentiment în noi și tot ce a urmat după și nu faptul că tu știai cine sunt. Vis-a-vis de treaba asta atunci când am fost în control și mi-ai zis că sunt aici, dar nu o să spun cum arăt sau așa, poți să zici, faci ce vrei. Cred că e foarte frumos că s-a păstrat misterul ăsta la noi și că chiar n-ai știut cine sunt până în momentul în care ne-ai făcut jocul ăla. Adică noi prima oară practic când ne-am văzut, de fapt nu ne-am văzut, adică eu te-am văzut pe tine, nu m-ai văzut pe mine, eu doar mă uitam la tine și vorbeam în mesaj, mi s-a părut genial. Dacă nu înțelegeți ce se întâmplă, intrați la ultimul video și uitați-vă la întâlnirea. Consider că a trecut destul de mult timp de când vă cunoașteți încât să faceți această relație publică. Normal, dar care e problema? Nici măcar nu știm de cât timp suntem împreună, adică... Da, deci că au trecut 3 ani. Da, adică e... Nu, e totul atât de natural. Atunci când mă uit la tine, parcă mă uit așa în oglindă și asta e ceva care nu mi s-a întâmplat. Adică până acum simteam așa că... Nu știu, oameni care cumva mă completează sau... Dar niciodată n-a fost cineva... Astfel, adică chiar să simt că e instant o parte din mine și când nu că ajunge pe parcurs să fie o parte din mine. Ce te atras cel mai mult la Justin? Tot ce pot să spun, care să înglobeze mai multe subscriberi, ar fi că am simțit că e un om foarte în viață, adică ești foarte plin de viață și că ești o poveste frumoasă. Nu, devenim prea drăguț la cameră și asta e ceva care chiar îți spun ție. Deci răspunsul meu este exact răspunsul pe care l-ai dat tu. Ar trebui să stau să scriu niște simfonii, să scriu niște melodii și probabil că atunci numai tu ai înțelege și ar fi un mesaj extraordinar de codificat care ar fi numai pentru tine. Unde a dispărut toată iubirea pentru fostul tău? Practic este în trecut, s-a transformat pentru că am trecut la următorul nivel unde n-a mai fost vorba de dragoste. Care sunt diferențele dintre Justin și fostul tău? Erau câteva fete care mă întrebau pe Instagram care e diferența în pat dintre ei și chestia asta mi se părea de stupide, adică bine, nu că aș fi răspuns la asta vreodată. Dar mi se par stupide comparațiile astea, adică oamenii sunt diferiți, fiecare vine cu de ceva în viața ta și nu pot fi comparați. Chiar fiecare are aportul lui asupra vieții tale și fiecare moment nu trebuie comparat cu celălalt. Adică eu personal n-aș putea să compar. Cum vezi acum pauzele din relații? Benefice pentru că nu pot zic neapărat că am o traumă din pauza aceea din relația mea de atunci, dar cu siguranță că m-am învățat foarte multe și m-a făcut foarte puternică. Dacă simt ceva în mod special și specific după ce s-a întâmplat, simt că sunt foarte strong. Serios, chiar ești daltonist? Întrebare de pe Instagram. Chiar ești daltonist? Eu da. Adică mai devreme chiar ziceam că aceste două culori sunt identice. Ce înseamnă daltonist, Justin, că poate unii oameni nu știu. Practic Justin nu vede. Eu confund culorile. Cerul albastru, sângele îl văd roșu, dar dacă îmi pui verde lângă roșu, deja se întâmplă o nebunie. Că există mai multe tipuri de color blindness, una dintre ele cea mai agresivă, pe care Dumnezeu, bine că nu am, este atunci când vezi galbenul albastru. Aole, de câte ori am portat brățări roșii și eu vreau să port brățări. Oh, da, când ne-am cunoscut aveai efectiv un elastic roz și tu spuneai că e nu mai știu culoare. Gri. Daltoniștii se nasc cu această afecțiune, este o chestie genetică care se transmite de la mame. Înveți prin prisma oamenilor care te corectează. Spre exemplu, eu când eram mic nu găseam frăguțe pentru că erau roșii și cumva se confundau cu frunzele verzi. Mi le arăta fratii meu și eu găseam 2-3, el găsea o mână întreagă. Ultima întrebare, de fapt, cum arăți de tânăr la 31 de ani? Nu știu de ce oamenii au această viziune, cum că oamenii la 31 de ani deja arată bătrâni, deci nu înțeleg chestia asta. Practic arată ca la 20 de ani, dar mai puțin mai obosit. Alimentație sănătoasă, foarte puține lucruri chimice și toxice pe fața voastră și spălat cu apă rece de dimineață. Rece, rece ca gheață. Cam acestea au fost întrebările de astăzi, o să ne tot vedeți pe aici. Nu uitați să ne dați follow pe Instagram, Marilu Dobrescu și Justin Petrescu. Dacă mai aveți întrebări, puteți să ne le lăsați aici sau pe Instagram. Ne vedem curând la un nou video și nu uitați, dacă aveți curiozități sau orice, puteți să lăsați în astfel de comentarii sau să ne dați mesaje pe Instagram. O să facem atâtea chestii, Doamne! Doamne, da! Da, pentru muzică nouă, pe Instagram, încetul. Mulțumim, vă pupăm, ne vedem pe Insta. Stay safe și trăiți-vă viața, ok? Nu țineți cont de nimeni. Nu ieși din casă. Fiți romantici.